Hei, salutare tuturor! Eu sunt Tibi și, în sfârșit, după atâta timp, revin cu un episod. Băi, deci n-am mai făcut un episod de nu știu cât timp, am făcut mai live-uri, am făcut mai... Da, nu mai live-uri și episoade rare și cu jocuri care după placă. Că Tibi, am venit aici ca să văd Clash of Clans, nu... De ce asta? Dizanând? Mie nu-mi place. Și am zis că, bă, atunci haideți să aducem și ce vă place vouă. Și hai să facem repede niște trupe cu. Lăsăm aici să se facă și între timp o să vă arăt ce s-a întâmplat la Word. Băi, deci, suntem foarte aproape să dăm un Word full. Stele, ceea ce e foarte, foarte ca lumea, adică pe jos am luat stelele tuturor. Mai avem aici sus, la numărul 5, numărul 3, 2 și 1. Probabil de la 1 nu o să luăm, pentru că are prostia aia de pasăre, cum s-o fi numind. Uite, nenorocitul ăla. Cândva o să-l am și eu. Cândva o să-l am. La noi, numărul 1, încă deja și-a dat atacurile, am dat un 49% la numărul 1 de la ei. Și să ne bazăm pe Cristi, că o să vină și poate o să ia și măcar o stea de la primul, ar fi mai mult decât perfect pentru noi. De câte puteți vedea, sunt full de resurse, mă rog, exceptând Dark Elixir-ul, pentru că se strânge greu. Mă, și mă tot întreb așa, mă tot întreb. Uite, am aproape 20.000 de Dark și aș putea să-mi dau minioni în a trei, dar n-atac minioni. Dar aș putea să fac asta numai ca să fie acolo făcut, știi? Dar mă mai gândesc și că aș putea să dau, să păstrez, având în vedere că deja am făcut jumătate, mai farmez încă puțin, mai fac încă 20.000 și țup, am făcut rost de Archer Queen. Ha! Deci avem un clan foarte, foarte, foarte forță. Avem 44 de membri, 220.000 de trofee și avem o grămadă de playeri cu level peste 100. Uite, asta a făcut 1.000 de donații. Felicitări, ai Elder de la mine. Da, lumea e activă, se donează în principiu ceea ce se cere. Dacă vedem pe cineva care nu vrea să doneze ce se cere, cu el afară. Deci nu mai ținem pe nimeni care să doneze așa aiurea sau care nu atacă la ori. By the way, nu ținem nici oameni care nu atacă bine la ori. Deja am dat click la vreo câțiva oameni de pe aici. Bătiți ok. Dacă vreți să intrați, mai întâi citiți regulile din descriere și dacă credeți că faceți față, dacă nu cred că e cacofonie totuși, veniți în clan și zăchedați cerere și vedem dacă vă acceptăm sau nu. Sunt full de resurse și în CC. Am 600 de mii de gold și, mă rog, elixirul mai puțin, dar încă nu le strâng. Vreau să fie aici mult, nene. Adică, uite, acum o să strâng de la ori, pentru că o să-mi câștigăm mai mult, sigur. 600 de mii de gold și, deci, efectiv, voi avea CC-ul plin. Mamă, să am 1.200.000 de gold în CC. What the fuck is this, man? What the fuck? Ok. Hai să vedem câteva atacuri de la War. Hai să vedem prima dată pe mine, că am văzut că au fost foarte, foarte, foarte aproape. Domnul Jilville a dat 44% cu Archer Queen. What the fuck, mate? Cum să dai fail cu Archer Queen? A pus doi dragoni într-un loc și baloanele într-un loc. Ok. A început extraordinar de prost. A dat heal și rage. Aici, la început, trebuie să ne dea un pic mai în față, pentru că trupele vor înainta și vor ieși din fucking cerculeț ăsta. Așa, mi-a luat primul air defense, dar nu-i bai pentru că mai am încă două plus trupele din CC pe care încă văd că nu le-au omorât. Au mai rămas câți sunt acolo? Cred că trei dragoni în picioare. Nu-i bai. Archer Queen-ul i-a murit. Barbaran King-ul se bate el aici cu al meu, mi-l cam căpăcește pentru că da. Oh, boom! S-au dus dragonii. A mai rămas Barbaran King-ul și eventual ce mai fac. Ah, unde mai are? Barbaran King-ul ăsta oricum nu apucă să facă foarte mult, că e lăsat low și mai dă Archer Queen în el. Aici dragonul nici el e bombardat de un Archer Tower și un Air Defense, ceea ce nu este rău deloc. Bă, deci m-am apărat destul de bine, încă o dată o dovadă că baza mea e bună. Mă rog, și el a atacat groaznic de prost, dar să privim partea bună a lucrurilor, ok? Bun, hai să mai vedem acum atacurile mele. Sau nu, hai prima dată. Aici, War Details. War Events. Ok, unde era chestia cu cel mai spectaculos war, cel mai la atac? Bă, da, uitați. Aici e un glitch. Deci eu am impresia că e un glitch. Deci,
Hai să vedem, eu am atacat. Deci l-am atacat pe 4, ok? I-am luat 3 stele. Uite aici, easy peasy, 3 stele, Zentrox, 300.000 de resurse, ok? Pe urmă, l-am mai atacat pe 2, l-am mai atacat pe 1 și nu i-am luat nimic. Dar resurse am primit, eu nu înțeleg cum vine asta. Nu am primit, aparent nu am primit tot, dar am primit o parte din ele. Am primit cu 200.000 de din fiecare mai puțin. Ceea ce nu e rău, dar nu știam că se dă. Ori se dau resurse parțial mai nou la ori, ori avem parte de un glitch. Ah, ce frumos ar fi. Ce frumos ar fi. Bun. Avem. Dar atât. Hai să vedem. Nu aici, nu aici, nu aici. The worst. Bun, uite aici. Featured battles. Most heroic attack. Iau. Deci, cel mai eroic defense este al meu. Yes. L-am văzut mai devreme. Hai să vedem. Cel mai eroic atac de la noi. Hai să vedem. Deci, o bază rush, rău de tot, uite, de-aia nu acceptăm noi rush-uri în clan. Și a început cu barba, punând barba ranking-ul, ca să scoată air defense-ul ăla din colț de acolo, pentru că atacă full dragon, văd. Hai să mai repede un pic. Și a atacat din partea asta, pentru că aici erau ambele air defense-uri, le-a scos și gata. Din spate și dragonul, poate, gata. Ei, a scos și dragonul din CC. Și gata, băiatul s-a scos, mai are o grămadă de dragoni în viață, două, trei clădiri care să-i omoare trupele air. Easy peasy, bravo, felicitări pentru atac, chiar dacă a fost o bază rush, aș tu cum să atace, asta e ideea. Adică, a fost stăpân pe situație. Eu de multe ori când văd o bază rush, mă duc acolo, pum, pun toate trupele pe toate părțile și... Da, ați ghicit deja că da, un mare fail, dar nu contează. 3 stele, felicitări, a fost un atac, l-a distrus, n-a nimicit pe băiat. Hai să vedem și cel mai eroic atac de la ei, numărul 3 a atacat pe 4. Ăsta are deja kick din clan, din câte țin eu minte, eventual l-am invitat înapoi ca să-și dea atac sau ceva de genul. Așa că eu dădusem kick azi, chiar când începuse war-ul, că-l văzusem rush așa de tare, dar nu este problemă, mi-au scăpat, de-a lungul live-urilor au venit mulți. Rașuiți și nu am... Adică au intrat din greșeală, că în principiu nu trebuiau să intre. Eu spun că i-a dat 3 stele dacă e la cel mai eroic atac. Aici îi moare Archer cu nu. Foarte bine. Gata, i-a murit. Și mai are câțiva dragon, dar nu cred că fac ăștia 4. 3 stele. Uite, mai are unul singur. Și puțin de acolo. Nu spune că face 3 stele cu aia. Mai are 2 e defensive în picioare. 3 chiar. Și cum e ăsta cel mai eroic atac. Bun, vă dați seama cum au atacat dacă ăsta e cel mai eroic atac la ei. What the fuck? Da, frate, cel mai eroic atac. What? Dude, deci nu înțeleg ce e cu jocul ăsta. Hai să vedem așa de probă. Ce primim noi acum, având în vedere că ne mai dau la ori, probabil nu o să primesc ceva, bă, witch-uri și tot felul. Jumătate de oră, bă, păi să cre... level 6 giga. Mă, n-aveam nevoie de giganți, dar să zicem că e ok. Având în vedere că am zis orice, în afară de killer, nu știu ce. Hai să vedem, poate găsim ceva de bătut pe aici. Ăsta e, stă bine cu resursele, băiatul, nu avem de ce să îl sărim așa. Hai să punem giganții ăștia să scoată giant bomburile alea de acolo. Hai, da. A, nu-s două, nu-s două, bă, băiatul, ești nebun. Ești nebun, pune aici Wizard Z. Hai, Wizzy mei. Ta, 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 ta. Bun. Avem barba ranking-ul la 10. Ce frumos, avem o abilitate, adică nu avem o abilitate nouă, dar am upgradat abilitatea. Ceea ce este bine. Hai, intrați. Nu, 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 nu ocoli, nu ocoli, deci mor. Deci dacă te-a pus să ocolici baza,
Mă duc și îmi bag o furcă în ochi. Hai cu... Wow, ce-mi place. Giganții lui au dat target pe golemul meu. Nu se putea mai frumos, nu se putea mai frumos. Dacă suntem mafioși, suntem până capăt. Bun, perfect. Avem aici, punem dăștea, punem dăștea. Încă avem abilitatea la rege. Am folosit healspell-ul. Aparent am avut un singur healspell, ce nu este bine. Wow, serios? V-ați găsit să plecați fixe. Wow, uite ce bine s-a dus Wallbreaker-ul ăsta, sunt surprins. De obicei, Wallbreaker-ii mei se duc extraordinar surprinzător de prost. Bum. Hai, spargeți ăla. Avem, încă avem abilitatea la rege. Încă avem un pe cam picioare. Ha! Oh, shit, nu te întoarce. Nu vreau gold, tata, am 6 milioane. Am 6 milioane de gold, vreau elixir în puii mei. Abilitate. Oh. Oh, te decizi să o colești. Zen. Zen. Păstrează-te. Bă, da, o coli tot. Tot. Golemul meu aici se bate săracul cu zidul ăla. Haide! Hai că poți! Avem încredere în tine, fiule! Mamă, zici că sună telefonul, ce Dumnezeu îi vibra așa. O, oh, are viață full? Are viață full. Mamă, nu-mi spune. Bă, timp cam e. Cu puțin noroc, avem timp să-i dăm 3 stele. Hai, sparge zidul. Ăla a ratat zidul. Deci ce Dumnezeu îi se întâmplă în episodul ăsta? Deci glitch-ul ăla de la War, sau mă rog, poate nu e glitch, dar a funcționat, asta contează. Și acum Pekka care a ratat efectiv zidul. What? V-ați mai văzut vreodată așa ceva? Golemul meu s-a băgat perfect, perfect să tancheze acolo. Bă, cred că-i dau 3 stele, cred că-i dau 3 stele. Văleu, 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 hai, hai pe calul meu, mai repede, tată. Hai, de, sparge-la. 10, 9, 8, 7, 6, 5, nu-i dau! Nu cred! Nu cred! Nu! Oh, de ce? De ce? Bine. 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 Iată-mi de data asta. Și n-a fost rău. Avem aproape full elixir. Yes. Avem full elixir. Și o să avem, băi, deci suntem atât de stacați de resurse, mă, băieților, deci nici nu vă dați seama, mă, băieților, băi, deci avem, o să avem 1.200.000 în de gold în CC. O să avem 800.000 de gold, de elixir în CC. O să avem aproape, cred că, 2.000 de dark în CC, care nu e chiar atât de mult, dar este moca. Este moca, bă, băieți, miner. Aha, n-am miner, ha. Bă, și cât de curând, fraților, pentru că și așa mă întrebaseră voi de mult, 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 mult timp. O să avem TH9 și o să avem alte chestii de făcut, de aia eu tot salvez bani. Pentru că o să vină multe upgrade-uri de făcut și mie nu-mi place să stau atunci pe moment să farmez. În orice caz o să facem chestia pe care am găsit-o noi acum ceva timp, în vară, undeva într-un episod. O să păstrăm ce avem acum la TH8, ne maxăm pe astea pentru TH9 și abia apoi construim ce avem nou, pentru că oricum ele sunt destul de puține și nu ar face de diferență. Mă rog, exceptând Xbox-urile și Archer Queen-ul, dar Archer Queen-ul face. Și de asemenea, înainte să încheiem, vreau să-mi spuneți și mie, vă rog, cum sunt comentarii, dacă știți care este levelul maxim la Archer Queen la TH9 și la Barbarian King la TH9. Chiar, chiar sunt foarte curios. Și da, eu am fost Tipi, sper că v-a plăcut acest episod. A fost așa un fel de refresh să vă arăt war-ul și că merge bine și să vă prezint planul în cazul în care vreți să veniți. Și da, vă urez baftă, poate faceți și voi acest glitch. V-am pupat.